Trecerea la ora de vară în 2022 va putea fi interzisă în unele țări. Această decizie a fost luată după ce s-a constatat că schimbarea ceasurilor cu o oră înainte nu aduce chiar atât de multe beneficii. Totodată, SUA a adoptat o măsură care permanentizează fusul orar specific orei de vară. Toate statele din Uniunea Europeană au opțiunea de a renunța la schimbarea orei potrivit oficialilor Comisiei Europene. Momentan nu se știe dacă anul viitor țările europene vor mai trece la ora de vară. Deci aia înseamnă că dormim mai puțin. Ziua este mai lungă. Mai lungă. Da, e bine. E bine că avem timp să unii de muncă și alții de plimbare. Depinde fiecare cum poate. Deci avem timp să facem mai multe lucruri până se întunecă. Da, corect, e bine. Să trecem, da. Și să rămânem așa. Și totodată de săptămâna viitoare vom trece la ora de vară. Iar? Măi, pandemia a îmbolnăvit oamenii cu la cap. Da, deci a distrus pandemia. Războiul ăștia iar. Acum ora de vară iar. Eu n-am ce treabă cu ora lor de vară și totuși mă afectează. Nici măcar nu schimb ora în telefon. Că ceasul, nici la ceas, nici la... Și mă afectează. O simt că nu-i bună. Deci asta spuneți că afectează. Categorii, da. Distruge capul. Psihic. Nu-i bună. Deci nu trebuie schimbată. Las-o, mama, e una și una. Nu tot le bani de albă în vale. Deci vreau să rămânem la aceeași oră ca acum. Categoric, da. Momentan, în România se respectă trecerea la ora de vară, respectiv ora de iarnă. Ceasurile se vor da înainte în ultimul weekend din luna martie. Mai exact, se va întâmpla în noaptea de 26 spre 27 martie, când ora 3 va deveni ora 4. Da, da. Avem timp să ne facem toate. Da, 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 da. Am un nepoțel mic la grădiniță, îl duse acolo la logopedie și aștept să vină mama sa cu el. Da, că așa îl scol mai bine. I-am făcut program. La ora 10 seara te culci ca să fii dimineața să te trezești. Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură. Însă ora de iarnă este ora considerată standard.